Cardul Național de Sănătate este valabil atâta timp cât titularul plătește asigurarea medicală plus încă 3 luni de grație. Președintele Casei Județene a Asigurărilor de Sănătate Mehedinți, Ion Mâțu, a declarat că din mai, de când a început să funcționeze cardul, s-au făcut economii de aproape 3 milioane de lei. Acești bani vor ajunge în bugetele spitalelor. În județul Mehedinți, la ora asta, în cele 3 luni, mai, iunie și iulie, am făcut o evaluare, avem o economie de 2 miliarde 700 de milioane față de anii trecuți, de când am introdus cardul. Fără acces la servicii medicale, nu vor rămâne nici asigurații care au refuzat cardul de sănătate din motive religioase. 95 la număr în Mehedinți, dar nici persoanele care fie și-au pierdut, fie le-a fost furat sau distrus cardul de sănătate. Avem 95 de carduri refuzate din motive religioase și 3058 de carduri date la ghișeu. Ei au acces la servicii medicale, să fie foarte clar, din motive religioase. Asta este singurul motiv pe care le-au refuzat. Vor primi adeverință medicală din 3 în 3 luni, vor veni aici la Casa de Asigurări de Sănătate, vor spune că sunt la aceeași religie și vor primi adeverințe medicale ca să poată să acceadă la servicii medicale. Sunt scutiți de utilizarea cardului deținuții, persoanele aflate în arest preventiv, cât și toți cei internați în spitalele de maximă siguranță, chiar dacă le-a fost eliberat documentul.